Iată-ne, stimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimp, invitatul nostru de astăzi, deputatul PSD, Viorel Salan. Vorbeam despre activitatea în cadrul Comisiei de Apărare a Domniei sale și îmi spunea ceva despre legea 115, ordonanța de urgență 115/2020, dar înainte de a o atinge pe asta, nu pot să trec peste acest aspect. În Parlamentul României s-a votat eliminarea pensiilor speciale. După ani de zile în care, ba că nu-i constituțională eliminarea, ba că nu se poate, ba că nu știu ce, iată că se poate. Ideea e că eu n-am înțeles un lucru, de fapt l-am înțeles, dar vreau să-mi spuneți dumneavoastră. Pensiile astea speciale pentru parlamentari vor fi eliminate din ziua publicării în Monitorul Oficial a acestei legi sau și retro? Da. Vreau să vă spun că la nivelul Partidului Social Democrat nu neapărat prin acest proiect de lege. Noi am militat chiar de anul trecut, pentru că nu numai că am dorit să dăm curs solicitărilor și observațiilor făcute de către opinia publică, pentru că de acolo trebuie început, numai că ele puteau foarte ușor să fie în atenția guvernului. Cu excepția pensiilor speciale ale parlamentarilor, toate celelalte puteau prin ordonanțe să fie corectate de guvern dacă se dorea acest lucru. E bun, dar ordonanța poate fi cu privire la atacată și așa mai departe. Nu, se putea prin ordonanță într-adevăr să se întreprindă măsurile legale. Cu privire la pensiile parlamentarilor, iată că a fost corectat statutul. Intră și chestia aia cu pensiile primarilor. Nu. Deci primarii primesc în continuare pensii speciale. Aici vorbim de pensiile parlamentarilor. Așa. Pensiile parlamentarilor, astfel încât a fost modificat în ședința de miercuri, săptămâna aceasta, statutul senatorilor și deputaților, eliminând articole care vizează pensiile speciale, astfel încât, zic că intrăm într-o linie de normalitate. Iar acestea, știți că nu au fost introduse de către Partidul Social Democrat, ci tot de către Partidul Național Liberal. Noi... Noastră, cum ați votat? Am votat pentru eliminarea pensiilor parlamentarilor. Că se poate vedea. Votul... Deci ați votat pentru eliminarea lor. Nu se mai poate vedea, pentru că a fost vot la vedere. Așa, prin ridicarea... Există ridicarea mâinii. Imagini, probabil, așa. Din cameră. Mă rog. Așa, poate dumneavoastră o să găsiți soluția necesară pentru identificare ca și reprezentant mass media și așa ar fi bine. E foarte ușor de găsit, dar nu asta e, că nu facem poliția. Vă spuneam, acest proiect de lege, noi l-am votat, merge la președinte, la promulgare, publicarea în Monitorul. Bun, funcționează, dar și retroactiv. Dar de aici mai departe, dați-mi voie, pot să fie diferite căi de atac, așa, iar cu privire la retroactivitatea legii, nu există în... Nu există. Deci cine încasează deja pensie de parlamentar, rămâne deci cu ea, ea, în mod firesc, dacă legea nu precizează altfel, haideți să lăsăm să deruleze întreg fluxul, dar ce este foarte important, că la nivelul Parlamentului României am votat proiectul de lege inițiat de Partidul Social Democrat. Ele au fost trei proiecte. Unul a fost a Partidului Social Democrat, un altul al Partidului Național Liberal și altul al Uniunii Salvați România Plus. Și atât de bine s-au înțeles încât și aici au depus propriile proiecte. PNL-ul și respectiv USR-ul. Domnul Salan, mă uit la dumneavoastră, iată încă o dovadă a faptului că în fotoliu cu Ghim nimic nu este aranjat. Mă uit la dumneavoastră și mă uit în ochii dumneavoastră. Și având în vedere că aveți în spate o carieră militară, mizez pe sinceritatea dumneavoastră și pe coloana noastră vertebrală. Și vreau să vă dau următoarea speță, că acum sunteți parlamentar, ați fost și senator, sunteți deputat acum. Dom'le, eu nu înțeleg cine a fost, bine, eu știu cine a fost. Cum s-a ajuns la pensiile astea speciale pentru parlament? Două secunde ca să-mi termin întrebarea. Pentru parlamentari, pentru primari,
pentru toate lucrurile astea. Și vă spun logica și întrebarea mea ca și cetățean. Mă, nene, când ai vrut să fii deputat, senator, primar, păi am venit eu ca și cetățean să te rog lucrul ăsta, să te rog să fii deputat, să faci lege acolo sau senator, n-am venit. Tu ai venit în fața mea și mi-ai propus să te aleg și să te trimit acolo că vezi, Doamne, vrei să faci totul pentru țară. A dat zi, patriotismul în toți. Și competența, că toți sunt în campaniile electorale, competenți, patrioți, iubitori de țară, iubitori de neam, ne pupă, ne așa. Păi te-am rugat eu să te duci în Parlament? Nu, tu ai venit și m-ai rugat să te trimit acolo. Ok, eu ți-am dat girul, ca și cetățean. Păi dacă te-am trimis în Parlament, băi nene, de ce trebuie să-ți votezi tu pensie specială, sărăcuțul de tine, că eu nu te-am rugat să te duci acolo. Tu ai venit și mi-ai propus. Asta e logica și întrebarea pe care eu vă pun. Adică nu mi se par normale lucrurile astea. Anterior, cred că și dumneavoastră și privitorii noștri au sesizat că am făcut o afirmație cu privire la incoerența din punct de vedere legislativ. Și m-am referit în principal la ordonanțele emise de guvernul Orban sau guvernul Câțu. Mă reîntorc în timp, în 2016, aflându-mă în campanie electorală, le spuneam concetățenilor noștri că dorința mea sinceră, după ce am acumulat, zic, o experiență vastă în domeniul unei structuri a statului, cu atribuții în principal în aplicarea legii, am constatat inconsecvență, incoerență din punct de vedere legislativ. Ori vedeți, dumneavoastră, este una din problemele de fond. La nivelul nostru, al Partidului Social Democrat, nimeni nu îngrădește drepturile parlamentarilor în a avea inițiativă parlamentară. Dar toate proiectele care le inițiem parlamentarii, le discutăm la nivelul celor două grupuri ale parlamentarilor PSD din Cameră și Senat, astfel încât și ceilalți colegi pot să contribuie sau să-și dea acceptul pe proiectele respective. Și, apoi inclusiv toate partidele. Nu, numai puțin. Inclusiv la nivelul partidului, așa, deci trebuie dat girul pe aceste proiecte de act normativ. Pentru că, vedeți dumneavoastră, din păcate așa este. Au fost promovate multe proiecte de act normativ, iar Parlamentul în momentul de față, din punct de vedere cantitativ, nu duce lipsă de legi adoptate, ci de calitatea acestor acte normative. Eu m-aș bucura ca și legislația în România să fie ca în alte țări cu democrație avansată, unde legea este sfântă. Mă uitam chiar cu nu mult timp în urmă, priveam asupra unor acte normative din alte țări ale membre ale Uniunii Europene pe anumite domenii de activitate. Să iau, de exemplu, silvicultura. Am vrut să văd cum este reglementată în alte țări. Păi ce vreți să vă spun? Codul silvic în Austria este din 1972. Asta spune ceva. Vă dădeam mai înainte exemplu cu o lege cu privire la statutul rezerviștilor voluntari, care nu este emisă decât de vreo 5 ani. Și trebuie să o modificăm acum. Mergeți mai departe. Luați ordonanța 195, codul rutier. Luați legea 1 cu privire... Bun. Numai sunt puțin. O grămadă luați de legea lucruri, 1 cu privire la învățământ. Sunt o grămadă să vedeți de câte modificări și au. Și de legi făcute după ureche, pentru că nu există profesioniști, domnul Salan. Așa este. Nu există. Sunt juriști făcuți la apelul bucancilor, consilieri, ajunși așa cum au ajuns, ospătare puse pe funcții, chelnerițe, amante, nepoate și așa mai departe. Iar, deci ăsta este motivul adevărat pentru care lucrurile nu merg bine în țara asta. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Iar în țară, am pus virgulă. Vă rog. Am pus virgulă. În Parlamentul României, legile trebuie promovate nu după interese, ci, într-adevăr, să fie legi juste pentru toți românii și pentru țara. Asta e. Și atunci, este corect ca parlamentarii, sau a fost corect ca parlamentarii să promoveze acea lege prin care să-și asigure pensii speciale? Că săracii de aia au muncit mult. Eu nu vreau să analizez predecesorii noștri care au fost acolo. Păi, dacă puteți face lucrurile. Eu vă spun ce facem noi. Dar vă afectează și pe dumneavoastră, că uite, nu mai luați acum.
Auziți, vreau să vă spun ce facem noi în momentul de față. Într-adevăr, facem corecțiile necesare. Iar la nivelul Partidului Social Democrat, este un partid care a promovat, promovează și va promova din totdeauna echitatea pentru toți românii și pentru țară. Așa este. Eu m-aș bucura să vină timpul în care, și va veni, cât de curând, în care profesionalizarea să fie pe fiecare domeniu de activitate. Eu m-aș bucura și în Parlamentul României să acceadă oameni tineri, mai în vârstă, dar cu multă experiență acumulată. Uitați-vă, n-am nimic cu ministrul economiei, cu Năsui. Ce experiență are? Ce a condus omul acesta în viață? Nici 6 luni, a lucrat pe la o firmă a lui taică său. Și acum să conducă Ministerul Economiei, să conducă economia României. Deci nu e o bătaie de joc la adresa românilor și României. Bun. Iată, dar eu totuși gândesc, sunt optimist că nu va mai dura mult și vom trece de toate acestea și astfel încât profesionalismul să fie la el acasă, cum s-ar spune. Cum e cu moțiunea depusă de PSD pentru demiterea Ministrului Sănătății? Prin aceasta noi am vrut să tragem un semnal de alarmă asupra modului defectuos în care este condus acest segment de activitate foarte important, mai ales în această perioadă, și marile greșeli care au fost făcute în această perioadă, care din păcate a dus chiar la pierderea de vieți omenești. Și uitați-vă ultima la Matei Balș, unde s-au ajuns undeva la 20 de persoane care au decedat din cauza unor erori. Așteptăm rezultatul anchetei. Dar sper că nu va dura precum cel de la Piatra Neamț, unde nu avem raportul nici până în ziua de azi. Când vă aduceți aminte că ministrul actual Vlad Voiculescu țipa sus și tare demisia fostului predecesor al său, Nelu Tătaru, îi cerea demisia pentru tot ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Și este un gest de normalitate și față de cei care și-au pierdut viața, față de cei apropiați lor și de români în general. Eu știu un lucru, că în momentul în care nu performezi într-un domeniu de activitate sau s-a întâmplat ceva în ograda ta, nu ești tu răspunzător? În momentul în care s-a întâmplat în casa ta ceva, îi devine altcineva? Îi devine cel care a produs situația. Bun, am înțeles. Numai o secundă. Noi am dorit să tragem un semnal de alarmă. Bineînțeles, ați văzut că Partidul Național Liberal așa au fost nevoiți ca să mențină această coaliție de conjunctură și s-a hotărât, nu întâmplător, de președintele Camerei Deputaților și a coaliției lui, să fie vot la vedere. Să fie vot la vedere, de ce? Pentru că vă mărturisesc sincer că și în rândurile parlamentarilor celorlalte partide ar fi votat pentru demiterea acestui ministru când este vorba de situații grele. Eu știu că în situații grele românii își dau mâna. Își dau mâna și iată, ei au încercat spiritul acela de cârdășie, astfel încât cu orice preț, iată și prin prețul vieții unor oameni care și-au pierdut-o, să mențină coaliția aceasta cu orice preț. Însă, ce să mergem mai departe? Vedeți că spune ceva actualul ministru sănătății de bugetul pe care îl are Ministerul Sănătății, care este cel mai mic din ultimii 30 de ani? Nu, pentru că acum i-au ajutat cei de la PNL să-l mențină în funcție. Să-l mențină în funcție acolo și nu zice nimic în momentul de față. Dar dacă tot veni vorba de competenți, competențe și situații extraordinare, dumneavoastră care ați fost în sistem, cum comentați ceea ce s-a întâmplat la incendiu cu tragedia aceea cu femeia, cu pompierii, cu felul în care au reacționat ei? Deci nu numai aceea, ci în general, în orice segment de activitate, dacă nu este procedurat în mod corect, toate activitățile, nu sunt desfășurate activitățile, toate iată că se produc. Deci, cu ghilimele de rigoare,
Noi acționăm pompieristic. Să dau cei de la SMUR sau de la pompieri, pentru că ei săraci chiar de multe ori își fac, cele mai multe ori își fac datoria. Nu, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo. Nu, că nu neapărat vreau să-i dau dreptate secretarului de stat Arafat. Deci au fost cazuri când pompierii au intrat în foc și au... Pe lângă lipsa de dotare, au fost și unele neglijențe în ce privește timpul de intervenție, care a fost prezentat de reprezentanții mass media de către dumneavoastră cât se poate de corect, cât a durat timpul de intervenție. Apoi, ordinea prioritară a mijloacelor care au fost dislocate. Se știau la ce merg. Se știau la ce merg acolo. Și să n-ai autoscara în partea de oportunitate, de operativitate în primele elemente sosite la fața locului? Nu se poate lucrul acesta. Și să-mi fie cu iertare, vreau să vă spun că și în Senatul României, în mandatul anterior, nu cred că au fost solicitări ale Ministerului Afacerilor Interne care au vizat partea de situații de urgență, mai ales când e vorba de viața oamenilor, să nu fi dat curs favorabil solicitorilor privind asigurarea cu echipamente specifice, astfel încât acești oameni să-și facă datoria. Eu zic că lucrurile sunt cam amestecate acolo. Amestecate atât din punct de vedere al timpului pentru intervenție și al asigurării materialelor și mijloacelor necesare pentru intervenție, pentru că acolo nu era vorba de zeci de minute. Acolo putem să vorbim că e vorba de fracțiuni de secundă. Iar scena cred că a devenit șocantă pentru întreaga societate românească. Iată, și din acest punct de vedere, sunt scoase în evidență multele lacune pe care le avem. Vreți să mai pun degetul pe ceva? Lipsa de pregătire, care este la ea acasă și nu numai în acest domeniu, cam în toate domeniile de activitate. Păi și atunci, dacă oamenii ăștia nu sunt pregătiți, ei de ce trebuie să iasă la pensie la 40 ceva de ani? Nu și trebuie să beneficieze și de o grămadă de lucruri. Nu trebuie să generalizăm. A fost o ordonanță de conjunctură care, să-mi fie cu iertare, tot în Parlamentul României a fost aprobată. Da, dar Parlamentul era format și atunci din PSD, PNL și alte partide. De ce să învinovățim neapărat pe cel care a beneficiat? Eu zic că, în primul rând, cel care a legiferat. Nu? Cel care a legiferat. Dacă vedeți, exact ce vă spun eu. Dacă sunt luate toate la periat și văzut partea din punct de vedere juridic, ce le spuneam și eu colegilor mei din arcul guvernamental în momentul de față, că nu-i suficient, hai că am ieșit cu un proiect de lege care îl trimit la promulgare și după aceea constat care tot felul de lacune sau care poate să creeze situații în care să dezavantajeze diferite clase sociale. Și eu vă spuneam, pentru un militar, pentru un polițist care se respectă, vă spun că nu face lucrul acesta. Sunt cei care au fost conjunctural, care nu știu cât, din cât profesionalism și câtă pasiune față de meseria aleasă, au trecut la pensie la 45 de ani. Așa este. Așa este. Și pentru mine, credeți-mă, că nu mă simt confortabil în momentul în care aud de excepții de genul acesta de la regulă. În contextul în care eu am avut ani de meserie, cât spuneați dumneavoastră că vârsta, la ce vârstă s-au pensionat unii dintre foștii mei colegi, să le spun așa, cu ghilimele de rigoare. Păi bun. Și de ce nu se repară lucrurile astea? Da, aceasta este reparată, deci nu mai există o portiță astfel încât să dea posibilitatea unor categorii din anumite sisteme să pensioneze mai repede. Eu sunt convins că în perioada următoare vom mai produce și alte modificări cu privire la normalizarea situațiilor nu numai pentru sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională. Vedem că aceștia sunt oamenii cei mai vizibili. Cei mai vizibili să-mi fie cu iertare. În partea cealaltă, mai sunt și magistrați, mai sunt o mulțime. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Vreau să vorbim și despre ordonanța 115 și dacă ne mai rămâne timp și despre bugetul României pe 2021. Celebra ordonanță, celebra.
Nu, e foarte celebră. Bine. Nu, ziceți bine. Acum nu știu dacă e foarte celebră. E celebră, că e vorba de bani europeni. 20 bani europeni, bani masă europeni. Cală. Păi, vedeți dumneavoastră. Această ordonanță a venit cumva să ajute în această perioadă a pandemiei pe categoriile cele mai nevoiașe. Fiind vorba de două categorii de persoane. Persoanele peste 75 de ani, așa, care realizează venituri de tip indemnizații de la casele de pensii mai mici decât pensia minimă și respectiv persoanele fără adăpost. Repet, este vorba de masă caldă, quantumul este de 180 de roni pe lună pentru fiecare persoană, perioada prevăzută în lege aplicabilă, septembrie 2020, iulie 2021. Ori vedeți dumneavoastră, la noi s-a început prost. Guvernul Orban a emis această ordonanță, dar fără să țină cont de toate elementele necesare să poată să fie și aplicabilă. Astfel că, în condițiile în care în lege era prevăzut intrarea în vigoare și oamenii să beneficieze de dreptul luna septembrie, așa, vreau să vă spun că coordonatorul acestui program, pot să-i spun așa, de pune aplicare ordonanței 115, a fost în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Chiar săptămâna aceasta, de la tribuna Parlamentului României, a Camerei Deputaților, am avut o declarație politică pe această temă, în urma unui studiu care l-am făcut, urmarea unor sesizări făcute din partea cetățenilor care erau îndrituiți să beneficieze de aceste drepturi. Vor vedeți dumneavoastră, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis către instituțiile prefectului și de aici mai departe către administrațiile publice locale, către titularii finali acestui proiect, să-i spun așa, cardurile în luna noiembrie acestui deci, an. Deci, ca să înțeleagă lumea, sunt niște iar carduri ele au fost alimentate, cardurile acelea te duci și primești valorice, o masă caldă de la unitățile stabilite de către cine? Prefectură, primărie? Dacă cine? Mă lăsați, vă spun. Vă rog, dar un pic mai repede. Vă spuneam, deci aceste carduri abia în luna decembrie anului 2020 au devenit operaționale în programul, iar aprovizionarea mesei calde au fost destinați la nivelul județului 99 de unități de administrație de publică. Acum de județul Hunedoara, da? 99. Așa. Și aici vă spuneam că sunt o serie 99 de împrăștiate pe teritoriul județului, județului, în mare parte pe teritoriul localităților urbane. Ori e problema care s-a pus, unu, întârzierea, că banii europeni care nu i-am valorificat și uitați-vă, președintele României tot ne spunea că atrag fondurile de numai. Da, atragem fonduri să le dăm de mâncare la săraci. Și vedeți, nu nici măcar asta n-am făcut-o. Nici măcar asta când erau banii europeni. Și într-o altă ordine de idei, din păcate, am constatat situații în care în loc de masă caldă, foarte grav, li s-a distribuit hrană rece. Mai departe, hrană rece. Păi hrană rece poate să însemne conserve și alte minuni. Da. Vedeți? Aia e hrană conservată deja, că hrană rece poate nu, poate e rece. Însemna hrană mezeluri. Hrană rece e conservată, e de altă factură. Așa. Și mergând mai departe, situații în care unii cetățeni îndrituiți în județul Hunedoara. Unde? Aveți un loc anume? Știți un loc? Sunt. Și, spune-ți-ne și nouă, mă rog, sunt în momentul de față în analizele celor îndrept, astfel încât aștept răspunsul. Vreau să-l aflăm și noi. Vreau să vă spun totodată că mulți au renunțat. Adresele care le-am făcut către instituțiile îndrept ale statului, în răspunsul primit mi-a spus că au renunțat în mod subiectiv. Au renunțat cine? Beneficiarii? Beneficiarii finali. Și am zis, doamne, dar cum înțelegeți dumneavoastră să renunțe subiectiv? Zic, vă spun eu care sunt condițiile. Județul nostru are o dispersie foarte mare. Sunt mulți cetățeni în zonele rurale care
domiciliază la distanțe mari față de localitățile urbane, ori ordonanța prevede că pentru a-ți procura hrana trebuie să te deplasezi tu, persoană, așa, deci la unitatea respectivă de alimentație publică, cu excepția persoanelor care sunt netransportabile. Netransportabile, pentru care intră în sarcina unităților administrative teritoriale. Ce valoare are o masă de genul ăsta? Că nu... V-am spus, într-o lună, 180 de roni. 180 de roni într-o lună. Poate să-și ia 1, 2, 3, 5 meniuri, dar să se încadreze în cuantumul acesta, păi, de 180 că, de roni. Ăștia-s bani europeni, să le dăm de mâncare la săraci? 180 de lei împărțit la 31 de zile. La 31 am împărțit la 30. 5,80 lei. 5,80 lei, vedeți? De unde îți iese ție, Cristi, 40 de lei pe zi? Că dacă este 80 pe lună, nu? Sunteți sigur că așa e? 180 de lei pe lună? Atâta timp cât vă citesc din lege, înseamnă, din ordonanță, păi înseamnă că sunt sigur. Păi ce să mă zic, deputat, de 5,80 lei pe zi? E un ajutor. E un ajutor categoric. De ăsta mă... Așa da, este. Deci, decât așa ceva... Ei, păi chiar vedeți? Așa am ajuns, ce-și bat ăștia joc de noi în halul ăsta, adică de dau de mâncare de 5,80 lei pe zi, da, da, omul vedeți... ăla trebuie să mânce în fiecare zi. Așa este, în mod corect. Dar vedeți dumneavoastră că nici acești bani care se cuvin statului român și, repet, din fonduri europene, nu suntem capabili să-i cheltuim. Din cauza unor oameni care n-au procedurat corect, păi dacă am și pus dacă n-au făcut un act... trebuie să vină după ea și așa mai departe. Vedeți exact ce v-am spus eu, să vină... Păi de unde să vină amărâtul ăla de la așa grădiște, să zicem, din Munții Orăștiei, să ajungă la Orăștie, bun, prima și unitate... Fi, și dacă ar fi să suplimentezi cheltuiala, să zici că e asigură, nu știu, administrația publică, locală sau așa mai departe, transportul, ce-i duci, mă, la ăla de 180 de lei pe lună? Ce-i duci? Ce pot să-i duci? Că o să spuneți iară, e un ajutor, știți ceva? Deci e un ajutor de 180 de lei pe lună? Vedeți? No. Vedeți? Pare rău. Eu vedeți, nu este pot, unul din proiectele eu care nu ne-am pot scos să le văd ca un ajutor. Nu pot să văd. Eu văd asta ca o, așa, un... Ia mă știu de aici, dă-te încolo. Ceva de genul ăsta. Așa o văd. Aveți perfectă. Adică refuz să cred că românii au ajuns să se compromită la un ajutor de 180 de lei. Bun, că ei se mai compromit și la ajutoare de 140 da, de lei. Da, da, vedeți dumneavoastră că la nivelul județului nostru avem peste 1700 de persoane din cele trecute de 75 de ani care nu realizează venitul minim la care făceam trimitere, iar din cea de-a doua categorie avem peste 450 de persoane, persoanele fără adăpost. Deci undeva sunt peste 2000 de persoane care... Să-mi fie cu iertare, sunt întru totul de acord cu ce spuneți dumneavoastră, că trebuia să li se asigure o masă zilnic măcar. Din discuții... Dar să nu fim capabili nici de maniera aceasta, în care poate asta este comensurat, să zicem, în 5-6 mese. Erau valoarea. Că nu este condiționat cetățeanul când să meargă să-și ridice hrană. Poate să le ridice într-o zi pe toate. Toată norma de 180 de lei. Dau celebrele ajutoare de la Uniunea Europeană, alea cu fasolea la borcan și cu tăieței și cu nu știu ce, care iarăși mi s-au părut un prost gust ieșit din comun. Acum să dau astea. Bun, din discuție, iată că naștem o altă discuție. Asta eu, e vis-a-vis de ordonanță 115. Eu vreau să vă spun că în declarația politică care am făcut-o, eu l-am rugat pe Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, pe domnul Ghina, să primesc un răspuns, pentru că ei n-au finalizat o activitate care era prevăzută în ordonanță, aceea cu privire la verificarea modului în care e tapizat, sunt desfășurate toate activitățile. Eu aștept răspunsul și promit că o să-l fac public într-o viitoare emisiune la dumneavoastră. Oricum, suma e jenantă, modul de implementare este jenant și așa mai departe. Totuși, mi-ați dat, într-un fel, ocazia să vă pun o altă întrebare, nu știu dacă v-ați gândit vreodată la ea, dar o să mai pun și altor deputați care, sau senatori care vor veni în emisiunea mea. Avem acea protecție socială implementată de către noastră, de către cei de la PSD, în care există acei asistenți personali pentru persoanele cu un anumit grad de handicap. Știm că este
o problemă destul de controversată. Sunt cazuri de persoane cu încadrate într-un anumit grad de handicap care nu prea ar merita gradul ăla de handicap și n-ar merita nici asistentul personal. Două secunde să-mi termin întrebarea. De asemenea, știm că sunt mulți plimbați pe la comisie, de exemplu, are unul un picior amputat și trebuie să ducă la comisie ca să-i confirme gradul de handicap încă o dată, dar acela omul ăla crește piciorul între timp, că iară n-am înțeles-o nici pe asta, dar e ăla orb, săracul, i-a crescut ochiul, de trebuie să se ducă din 3 în 3 luni la comisie. Și ceea ce nu înțeleg eu, domnul deputat, acum nu vă cer pe dumneavoastră, vorbesc la modul general și vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Dom'le, asistent personal, nu știu ce, însoțitor al, de regulă, se angajează câte unul din familie, să aibă grijă de tasul, de măsa, de fratisul și așa mai departe, care întâmplător are un grad de handicap. Deci, atenție, se angajează. Ce înseamnă că se angajează? Norma de lucru cât e? 8 ore pe zi, da? 8 ore pe zi. Deci el se angajează să aibă grijă de maică sa, de taică sau de fratiso, 8 ore pe zi. Restul orelor, de cât mai rămâne din 24 de ore, nu mai are grijă de el. Mi se pare aberant, domnul deputat. Da. Aberant. În condițiile în care aruncăm o grămadă de bani din bugetul nostru pe această protecție socială, și permitem să fie angajat mama, tata, fratele, sora, membrii familiei. Deci norma de lucru e așa, știu, conform codului muncii. 8 ore pe zi, restul ce face? Dați-mi voie să vă contrazic. În parte. Contraziceți. În parte. Da. Pentru prima, nu are nicio vină persoana cu handicap în modul cum sunt încadrate persoanele. Avem legislație. Păi asta da, pentru că nu face. Da, da, avem organe de control care sunt instituite să vadă. Acești, deci nu mai trebuie exercitat controlul. Deputat, avem legile, dați-mi voie, legea este cât se poate de concretă și stipulează foarte exact. În ce privește partea a doua, nu vă dau dreptate. Vă spuneam, nu că am o sensibilitate față de persoanele cu handicap. Și vreau să vă spun că alături de colegii mei ai Partidului Social Democrat am militat foarte mult asupra drepturilor persoanelor cu handicap. Și n-am făcut altceva decât să le aducem la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene. Atât în ce privește dreptul la muncă, de asemenea, dreptul de a avea o locuință, dreptul la hrană, dreptul la pregătire. Perfect. Și așa până mai departe. Aici. Partea de a avea un însoțitor, unul din membrii familiilor, cu ce vi se pare dumneavoastră discrediționar? Și că trebuie neapărat încadrat unul din afara familiei? Da. De ce? Pentru că norma de lucru este de 8 ore pe zi. Dar lăsați norma de lucru. Cu ce poate acela să îmbunătățească sau să fie mai aproape? Eu cred vă spun eu cu ce. Că membru familiei ar putea să se ducă foarte bine la muncă, că tot ducem noi lipsă de oameni. Unde prestează o muncă, domnul deputat? Deci, în Germania, îmi spuneți că există legislație care protejează aceste persoane. Da, există. Numai că nu lucrează, nu se angajează membru familiei, se duc românașii și au grijă de oamenii ăștia și încasează ei indemnizația. Pentru că neamțul e ocupat să se ducă la muncă să câștige păi mai mulți bani. Păi vedeți dumneavoastră, oricum trebuia să vină cineva și lua banii aceștia. Da, perfect. Dar iar aceste perioade... Asta cu păi da, să știți că legislația este foarte corect întocmită și vă spun aceasta pentru că o cunosc. Numai de multe ori modul cum se aplică. Defectuos. Cum spuneați dumneavoastră, eu nu vreau să vorbesc de persoanele care beneficiază de un drept și nu îndeplinesc condițiile cumulative. Și aici vă spuneam, avem organe ale statului care sunt puse să exercite controlul. Și aici eu întotdeauna am încurajat activitatea instituțiilor statului să-și facă datoria. Iar în mod particular, nu trebuie să generalizăm. Nu putem să spunem că, în general, se întâmplă lucrul acesta. Fie cu unii membri ai familiilor care au calitatea aceasta care a spus-o dumneavoastră, fie situații în care sunt persoane care beneficiază de niște drepturi care nu se cuvin. 90 și ceva la sută din persoane sunt din membrii familiei, iar primarii plâng în timpul anului că nu au suficienți bani pentru a plăti aceste persoane. Sunt o grămadă de bani care se duc la bugetul de stat aici. Asta este părerea mea. Mai avem 4 minute. Uitați-vă, hai să vorbim despre bugetul pe 2021. Sunt alte aspecte care trebuie să le vedem exact și asta voiam să vă propun, sunt aspecte legate de buget. Nu uitați că acest buget
Nu știu câte turnuri a luat. Nu uitați ce bine, ne spuneau... Bine, eu nu știu nici acum forma lui finală, dar mă rog. Dar ce vreți neapărat așa repede să-l cunoașteți? Bineînțeles, da? Suntem în sfârșitul... Va aduce ceva beneficii dumneavoastră sau comunităților păi nu, noastre? Nu funcționează țara, fără buget. Dumneavoastră a spus-o. Nu după aceea să spuneți că am spus eu. Eu nu mai vreau să scot în evidență faptul Partidul Național Liberal, anumite gogoși le-au vândut electoratului. Era vorba de 4 februarie, suntem în care spunea, da, cu cât vor crește pensiile în acest an. Așa, au venit după aceea pentru investirea guvernului în Parlamentul României. A devenit lege. La fel, au promis românilor că vor crește salarii, vor crește pensiile. Luați programul de guvernare. Și ajungem la a treia. La a treia, ceea ce va însemna proiectul de buget. Câțu ne-a spus că în ianuarie va trimite bugetul în Parlament. După aceea a zis că în 4 februarie va ajunge. În 4 februarie. Iată că ne aflăm la jumătatea lunii februarie și bugetul încă se află în dezbatere publică. Este regretabil. Uitați, prin prevederile bugetului care sunt prevăzute în dezbatere publică și le văd orice român de românii noștri, s-au tăiat pensiile, s-au tăiat, mă rog, față de ce am propus tăiat, noi. Nu cresc. Nu. Păi noi, e lege creșterea pensiilor cu 40%. Cu 40% și cât au dat? Anul trecut, în luna septembrie. E o diferență destul de mare. Mai sunt vreo 30%, 20% care nu le-au dat. Apoi, stagnarea salariilor în general pentru bugetari, înghețarea tuturor pensiilor, alocații la fel, înghețate. Ce vrem să mai facem? Dacă au ajuns până într-acolo și ministrul agriculturii, ce spunea în campanie electorală? Că va ajuta țăranii așa să fie, primească despăgubirile în caz de calamități. Zero în acest an. Și colac peste pupăză, uitați-vă ultimele zile, dumneavoastră media ați prezentat-o pe larg, ce se întâmplă cu biserica noastră. 89% din bugetul bisericii pe acest an, domnule, în ce privesc reparațiile, nu e discutabilă. Ba da, din punctul meu de vedere sunt tăiate. Discutabilă. Păi dacă a oprit accesul românilor în biserici, acum ce ai? De ce să le mai renovăm? De ce să intrăm le mai facem? Pe tema asta, pentru că s-ar putea să polemizăm. Nu vom polemiza, pentru că... De fapt, nici nu mai avem timp, dar poate într-o altă când emisiune. Când este vorba, românii sunt un popor creștin. Așa, și au câteva standarde. Când vorbești de biserică, când vorbești de armată, care nu poate să le anime. Sau crezul. Da, dar înainte crezul de a construi sute de biserici, poate ar trebui să mai facem și niște kilometri de autostradă și niște spitale. Fiecare are locul și rolul, da. De spitale v-am spus, partea de învățământ la fel, da, e subfinanțare, copiii și că nu avem timpul necesar să le discutăm pe toate acestea, dar sunt situații destul de grave care se întâmplă. Trebuie să ne oprim, am depășit chiar cu câteva minuțele timpul alocat emisiunii. Vă mulțumesc mult pentru prezența în studioul Capital TV și promit că vă mai invit și altă dată. Și eu vă salut pe dumneavoastră și toți privitorii dumneavoastră și tot binele vi-l doresc. Stimați telespectatori, Viorel Sălan, deputat PSD de Hunedoara, a fost invitat la fotoliul cu ghim. Sunt Adrian Simeon, iau un debit verbal foarte mare. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine! Fotoliul cu ghimbi. Fotoliul cu ghimbi. Fotoliul cu ghimbi. La fotoliul cu ghimbi, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie fotabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Sunt Adrian Simeon, Adrian Simeon. Adrian Simeon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.